Prima zi din anul școlar 2021-2022 se apropie, astfel că luni, 13 septembrie, elevii vor reveni în bănci. O veste bună este aceea că festivitățile de deschidere sunt permise, bineînțeles, cu anumite condiții. În prima zi de școală sunt permise festivitățile de deschidere a anului școlar organizate doar în exterior, cu purtarea obligatorie a măștii de protecție și fără ca durata acestora să depășească o oră jumate. În ordinul comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Educației este precizat într-un articol faptul că sunt permise aceste festivități de deschidere a noului an școlar, dar în curtea exterioară, deci în spații deschise, cu purtarea obligatorie a măștii și timpul destinat acestor festivități să nu depășească o oră și jumătate. Ca atare și noi cei de la Colegiul Național Pedagogic Ștefan Odobleja am luat act de aceste instrucțiuni oficiale, ne conformăm și luni sunt convinsă că ne așteptăm cei peste 1400 de elevi cu brațele deschise și cu bucuria pe chip și suflet că anul școlar poate să înceapă în bune condiții. În cazul părinților, aceștia nu vor putea participa fizic la festivitate, vor urmări online pentru evitarea aglomerației și a riscului de infectare.